Bună seara, ascultați RFI, emisiunea se cheamă Punerea pe gânduri, în studio vă urează bun venit Laurențiu Colintineanu, ca de fiecare dată. Vorbim în această zi a săptămânii, ca de obicei, despre tema din dosarul Dilemei Vechi. Revista e de astăzi la chioșcurile de ziare. N-aveți timp, n-aveți bani să mergeți să o cumpărați, nu-i nimic, o cumpărați pe net, adică vă faceți abonament online pe dilemaveche.ro. Parte din articole sunt la liber, ca așa se spune în limbaj online, parte nu, dar merită să plătiți pentru că aveți acces la conținutul întregii reviste și la conținutul întregului dosar. Care săptămâna aceasta se intitulează, se este întrebare, ceva nou pe frontul de est, subtitlul este Vești din Ucraina. Coordonatorul este Cristian Ghinea. Bună seara, Cristian, bine ai revenit. Bună seara, bine v-am găsit. Și alături de noi se află Octavian Milevski, care este expert în Europa de Est. Bună seara, Octavian. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc și eu că ești alături de noi. De obicei începem emisiunea și o să păstrăm obiceiul cu întrebarea adresată coordonatorului, care ne spune de ce vorbim despre Ucraina, deși întrebarea e puțin retorică, am să o adresez în contextul în care Ucraina este totuși destul de nevizibilă în spațiul mediatic și mai ales în spațiul discuțiilor politice de la București, mă refer la politica externă. Diplomația românească este destul de mută în acest caz și încercăm să aflăm de ce, Cristian Ghinea. Păi, am avut niște treabă în Ucraina și dacă tot eram acolo, ne-am dus să vizităm Maidanul și dacă tot l-am vizitat, am zis, haideți să facem și o discuție la Dilema Veche. Treabă în sensul în care am organizat acolo a doua ediție a Forumului Civic România-Ucraina, care este un proiect al Centrului Român de Politici Europene, un NGO pe care îl conduc, împreună cu un foarte prestigios partener din Ucraina, Institutul pentru Politici Mondiale. Asta este un proiect, doar două minute să spun contextul înainte să trec la temă. Este un proiect pe care l-am început acum 3 ani, încercând să deschidem punți de dialog între Kiev și București. Ucraina este cel mai mare vecin al nostru, de departe, dar este și cel mai puțin cunoscut și cel mai puțin discutat, dacă vreți. Încă nu ne-am decis noi în spațiul public românesc ce-i cu țara asta. Încă foarte mulți români cred că vecinul nostru este Rusia, ceea ce nu e adevărat. De fapt, Ucraina este, cum spun eu în argumentul temei, motivul istoric și geografic pentru care nu suntem vecini cu Rusia prima oară după 300 de ani, ceea ce nu e puțin lucru, având în vedere istoria pe care am avut-o împreună cu Rusia. Bun, deci am inițiat acest proiect. Prima ediție a avut loc la București. Aproape 20 de ONG-uri mari, prestigioase de la Kiev au venit, am discutat, era mult înainte de summitul de la Vilnius al Uniunii Europene. Era o seară optimistă atunci. Am discutat despre proiecte energetice comune, despre minorități, despre multe chestiuni de-astea tehnice la momentul respectiv și am spus ok, ne vedem la începutul 2014 la Kiev. Tocmai după Vilnius. După Vilnius, asta era și ideea, după summitul de la Vilnius, după ce Ucraina va avea ceva semnat cu Uniunea Europeană, mergem și discutăm la Kiev despre ce poate să facă România, ce putem să facem noi ca ONG-uri românești în relația cu relația București-Kiev. Atenție, o relație între un stat al Uniunii Europene și un vecin mare și important al Uniunii Europene. Asta era contextul după care s-a întâmplat ce se întâmplă la Kiev. Am avut marea dilemă dacă să abandonăm sau nu, sau să amânăm. Am crezut că este o dovadă de solidaritate pentru colegii noștri de la Kiev, care sunt vânați, practic, de regim și nu cred că e comod ca ONG, ca organizație, care trebuie să funcționeze, să fie supus la asemenea presiuni și am spus ok, este un fond de solidaritate ca ONG-urile românești să meargă la Kiev tocmai acum. Da, și așa am ajuns acolo, fix în miezul evenimentelor. Octavian Milevski a fost cu noi, unul dintre experții pe care i-am invitat. Și date fiind tensiunea, cred că a făcut și de un subiect jurnalistic grozav și asta a rezultat cele 8 pagini de dilema, pagini de interviuri cu oameni de la fața locului, cu 2 pagini de reportaj scrise de mine și cu analize. Și cred că, nu știu, eu cred că a ieșit bine, să sperăm că și cititorii vor să crede la fel. Sunt sigur, deși este, să spunem, un efect secundar al deplasării voastre la Kiev în cadrul Forumului România-Ucraina, nu este totuși un produs rezidual, ci este un produs care stă foarte bine în picioare și cred că în totalitatea lui, în cele 8 pagini de dosar, oferă cheia de înțelegere
a evenimentelor din Ucraina. Un singur lucru aș mai vrea să precizăm scurt acum înainte să intrăm în subiectul Ucraina, în subiectul evenimentelor fierbinți de la Kiev și din alte orașe. De ce sunt colegii voștri vânați la Kiev? Pentru că ai pomenit asta în deschidere. Colegii noștri sunt vânați la Kiev pentru că regimul a intrat într-o logică putiniană și a spus ok, ONG-urile care militează pentru integrarea europeană, care monitorizează guvernul, care fac scandal, că așa sunt ONG-urile, scandalagioice, pe chestiuni ca drepturile omului, calitatea democrației, alegerile și așa mai departe, nu o să le mai permitem să fie libere, o să facem cum a făcut Putin în Rusia, adică bugetele controlate, ba chiar mai dur decât a făcut Putin în Rusia, de pildă trebuie să dea rapoarte lunare la poliție cu ce activități desfășoară, vă dați seama ce înseamnă asta, plus le confiscă din bugete, le pun taxe suplimentare și așa mai departe, vă dați seama că este complet inconfortabil să ajunge situația asta. Deocamdată, după protestele de stradă și după cererea foarte vehementă, aceste legi au fost amânate. Nu mai știu dacă a votat Parlamentul anularea lor și președintele Ianucovici a plecat în vacanță în concediu de boală, de fapt, fără să le semneze. Deci nu e clar ce se întâmplă în momentul ăsta. Dar pot să vă spun că și noi am avut probleme în organizarea acestui forum, adică chestiuni de genul trebuie să transferăm banii către colegii din Ucraina, astfel încât să nu să intre în vigoare legile, pentru că intram pe alte proceduri și le confiscau o parte din bani, adică să ajunge la niște chestiuni foarte, foarte dure, care împiedică funcționarea unei organizații. Am înțeles. Acesta fiind contextul cu partenerii de la Kiev, aș vrea să adresez și prima întrebare către Octavian Milevski. Vă făcusereți planuri să mergeți la Kiev pentru a doua ediție a forumului în contextul în care Ucraina ar fi semnat sau era de așteptat cel puțin la vremea respectivă să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană? Acesta a fost, sau refuzul de a semna acest acord a fost și într-o oarecare măsură cel puțin începutul protestelor de la Kiev. Ce s-a întâmplat la Vilnius, Octavian Milevski? De ce nu s-a mai ajuns să se semneze acordul de asociere? Cred că la Vilnius s-au întâmplat trei lucruri, să zic, trei chestiuni. Pe de o parte, UE nu a înțeles suficient sau nu era gata să accepte gravitatea situației în care se află Ucraina. O situație în mare parte agravată de Rusia și presiunea pe care o punea și o pune din punct de vedere economic și politic, geopolitică, aș spune. Pe de altă parte, nu s-a dat în calcul factorul personal al lui Ianucovici. Iar Ianucovici s-a văzut după modul în care a tergiversat procesul de asociere cu peste un an de zile, s-a devenit un personaj cel puțin impredictibil, care a pus în față interesele personale și de clan. Ianucovici putea să semneze la Vilnius și intra în istorie ca poate cel mai puțin popular președinte al Ucrainei, dar e rău, fiindcă a semnat practic un început de ruptură de imperiu și cei 300 și ceva de ani de hai să zic așa, robie, fiindcă Ucraina n-a mai fost liberă de sute de ani. Și un alt lucru, Europa practic a început, sau prin faptul că nu a știut să gestioneze mai pragmatic, și aici mă refer la situația cu Timoshenko, care a fost prea transformată într-o condiționalitate prea puternică. Practic i-a dat mână liberă Rusiei să pună și mai multă presiune pe Ucraina. Deci aceste lucruri au complicat foarte mult situația și a escaladat practic situația în care și-am ajuns la situația în care suntem acum. O atmosferă revoluționară în toată țara practic, cu două scenarii mari posibile, dictat
structură foarte puțin sustenabilă pe termen chiar mediu, și sau democratizare treptată cu, după să zic, un scenariu polonez. Polonez din 89-90, când s-a acceptat așezarea la masă împreună cu dictatorul sau așa, i s-a dat anumită, i s-au creat anumite prerogative, dar treptat a fost marginalizat și ulterior eliminat din sistem, pe căi democratice. În plus, i s-a garantat, ca să zic așa, ieșirea în integritate, fără a fi lezate, nu știu, anumite pretenții personale. Deci, i s-a garantat ieșirea din sistem pașnic, fără a fi și eliminat sau da, împușcat sau mai știu eu. Deci astea sunt cele două extreme, să spunem, negativă dictatură, pozitivă democratizare treptată. Dar mai este și un scenariu intermediar, ruptură, nu de iure, da, ci de facto. Practic avem porțiuni mari din Ucraina, de vest, care anunță că nu mai recunosc sau nu vor mai recunoaște autoritatea Kievului. Și atunci întrebarea pentru Occident, pe care o pune Eduard Lucas într-un raport foarte bun pe care îl recomand și pe care îl cităm parțial în tema asta, de ce va face Occidentul atunci? Practic se trezește cu o Transnistrie de 10 ori mai uriașe, mare. Da. Uriașe. Ai 7 regiuni, 7 oblasti în vestul Ucrainei, care sunt dominate de partidele de opoziție, toată administrația, în care partidul regiunilor s-a autodesfințat, adică atât de slab este acolo, încât filialele lor de acolo au zis gata, noi plecăm acasă că ne omoară ăștia. Deci practic are o țară profund scindată, pe care Rusia, cum spune Vladimir Socor într-un interviu, a câștigat-o la licitație. A fost la Vilnius un fel de licitație sau înainte de Vilnius a fost aranjată, a fost trucată licitația asta în care Rusia a câștigat-o, a oferit pe principiu mai mult. Care dă mai mult. Da, nu că e înainte de fapt o licitație, a fost Rusia au licitat singuri. Uniunea Europeană a oferit altfel de stimulente, un pachet plus la care venea cu reforme, plus pe termen lung, era nu așa bani, iau 15 miliarde, cum a zis Putin, ia domne 15 miliarde. Care și între timp s-au întrerupt. Care între timp s-au întrerupt, asta zic. Dar acest mod de a trata relațiile internaționale a făcut ca Rusia să aibă într-un fel o nouă problemă uriașă acum. Ei au zis ok, salvăm Ucraina, Ucraina este în haos, nu le mai dau banii pe care i-au promis, Ucraina chiar dacă nu rezolvă problema politică are o problemă uriașă economică, e aproape de faliment. Cum era și înainte de Vilnius, doar că acum situația este mai gravă. Atunci întrebarea este cine plătește pentru țara pe care Rusia a câștigat-o la licitație. Asta a făcut. Cred, parte din precizarea cu licitația Moscovei se potrivește cu ce spunea Octavian Milevski apropo de interesele personale și pe termen scurt ale lui Ianukovici și ale clanului de susținători, mă refer la oligarhii care îl susțin pe președintele Ianukovici în funcție, dar dacă se ajunge la un scenariu de cine plătește acum și cine salvează, aș vrea întâi să adresez o întrebare: de ce moare Rusia fără Ucraina? E un lucru pe care oamenii ar trebui să-l înțeleagă. De ce ține Vladimir Putin și Federația Rusă condusă de el cu dinții de Ucraina? Octavian, nu aici poate rezista fără? Cred că aș spune că nu. De ce? Fiindcă ține mai întâi de identitatea Rusiei, care este una profund imperială. Chiar dacă nu este așa, nu se numește ca atare un imperiu, știm cum s-a format Rusia, iar fără Ucraina, Rusia este doar o putere eurasiatică și mai puțin europeană. Asta e un clișeu deja, toată lumea o știe. De altă parte, închipuiți-vă o Ucraina democratizată în 10-15 ani, adusă la un standard, ceea ce numim noi european, cu instituții funcționale și așa mai departe, înseamnă enorm pentru societatea ucraineană. E un exemplu, un exemplu și un model care ar transforma din temelii Rusia. Ori regimul autocrat, ierarhic, piramidal, corporatist al lui Putin este teamă ca dracului de tămâie de un asemenea regim cu care, sau de o asemenea țară cu care are o graniță de 2000 de kilometri. Este enorm pentru ei. Pe de o parte. Pe de altă parte,
Există și un raționament economic aici. Ucraina în timpul URSS-ului reprezenta cam 20, chiar mai mult de 20% din economia URSS-ului. Deci trebuie să luăm în calcul și enormele posibilități de extindere a corporației Putin sau Kremlin mai degrabă, corporația Kremlin în Ucraina. E o piață foarte lucrativă în Ucraina și de fapt s-a pus și problema. În culise se negociază foarte pragmatic din punctul de vedere. Preluarea unor active, ale unor întreprinderi de importanță strategică și pentru Ucraina și chiar pentru unele state, fiindcă e vorba de complexul energetic, e vorba de complexul racheto-aviatic și rachetar. Sunt niște industrii care erau esențiale pentru și sunt esențiale chiar și pentru industria militară rusească. Aș mai adăuga aici și am început cu aspectul identitar. Grandoarea și statutul de mare putere sau chiar superputere, fiindcă Rusia se identifică ca a treia superputere mondială acum. Prima SUA, a doua este China și a treia este Rusia. Fără Ucraina, Rusia nu poate avea pretenția aceasta. De Crimea vorbea Cristian de scenariul ruperii Ucrainei, da? S-ar rupe în trei probabil. Crimea se duce direct la Rusia, după scenariul ăsta este creat un stat tampon, buffer, cu restul, inclusiv cu România și Moldova, și rămâne o Ucraina izolată, fără ieșire la mare, destul de puțin industrializată și așa mai departe. La granița către Polonia. Polonia un pic cu Moldova și nord cu Ungaria și Slovacia și România. Deci asta e rămâne, nu știu, un sfert sau poate o treime din țară acolo undeva. Practic în momentul ăla Rusia redevine imperiu sau dacă nu se mai numește imperiu sau URSS, este Uniunea Eurasiatică. Aceeași mărie cu altă pălărie, dacă doriți. Și de partea cealaltă, Cristian Ghina, există un alt conglomerat de state care se vrea totuși putere la nivel mondial. El se cheamă Uniunea Europeană, din care facem și noi parte. Ce joc face Uniunea Europeană în acest moment și ce ar putea să facă Uniunea Europeană mai departe, cu ce scop? Nu, repede, este un animal diferit față de peisajul pe care descria Octavian. De aici și e greu de răspund la întrebarea ce vrea UE în momentul ăsta în Ucraina, pentru că politicile europene se decid greu și e foarte greu de schimbat. Sunt un fel de crucișător care e pus pe o direcție, își face treaba. Dacă se schimbă ceva... Foarte greu să-l întorci. E foarte greu să-l întorci și este explicabil. De ce? Pentru că Uniunea Europeană este nevoie de alianțe, quasi-consens în politica externă și atunci sunt anumite state cheie care conduc alianțele. În cazul parteneriatului estic, care a fost politica cheie pentru Ucraina și pentru Moldova. Aceste state s-au numit Polonia, Suedia, anumiți oameni din Consiliul European și România, nu chiar atât de proeminent cum zice Traian Băsescu că a fost, dar și România a contat în schema asta. Bun, aceste state au creat un consens în Uniunea Europeană la modul următor. Acordăm atenție politicii estice, menținem ușa deschisă, nu acordăm o perspectivă de aderare acestor state, dar menținem ușa deschisă. În schimb, le integrăm în sfera noastră economică. Extindem piața unică care a creat prosperitate și pace în Europa și către aceste țări prin acele tratate de liber schimb aprofundate, DCFTA se numesc ele în acronimul englezesc. Deci acest consens a fost greu de creat la nivelul Uniunii Europene și este o reușită fantastică a polonezilor și a suedezilor că au pus pe agenda Uniunii Europene, că este un colos de 500 de milioane de oameni, colos economic și începe să fie și politic, au pus pe agenda acestui colos
Parteneriatul Estic. Dacă ne uităm de pildă la Praga, când a fost lansat Parteneriatul Estic în 2009, a fost puțină atenție, puțină participare la nivel înalt, la Vilnius. Faptul că, ok, Vilnius a fost un eșec pe termen scurt, dar faptul că s-a discutat așa de mult, toți liderii de stat au fost acolo, toată lumea s-a uitat la Vilnius, a fost o reușită la a atrage atenția Uniunii Europene asupra Estului. Ok, ce se întâmplă acum? Pierde Parteneriatul Estic. Că se pune această întrebare, doamne, poate Uniunea Europeană să supraviețuiască fără Ucraina? Numai că poate. Ucraina este o chestiune minoră pentru Uniunea Europeană ca atare. Este o chestiune cheie pentru Parteneriatul Estic. Așa cum, ca să putem să facem o echivalare, Ucraina, Rusia poate foarte bine să trăiască fără Ucraina. Visul imperial rus nu poate să trăiască fără Ucraina. Asta e, că e o diferență. Ok, Rusia este această obsesie a mândriei, a orgoliului, care Uniunea Europeană nu există. Uniunea Europeană se va calma pe tema Ucraina. Ucraina va intra în paradigma state eșuate pe care trebuie să le salvăm. Ei avem o problemă cu ele, cam cum este Kosovo, dacă vreți. Avem o problemă cu Kosovo, nu pentru că avem nevoie de Kosovo, ci că este o gaură neagră pe care o să rezolvăm. Cam așa intră Ucraina, este din paradigma parteneriat, intră în paradigma gaură unde se cere atenție ca să nu fie mai rău. Și acolo se întâmplă, din păcate, parteneriatul estic va trebui regândit, refăcut acum după aceste evenimente. Și să va trebui, din punctul de vedere al Bucureștiului, să vedem ce facem cu Moldova. Moldova este găsită în parteneriatul estic, este într-o situație diferită față de Ucraina și întrebarea și dilema este, riscăm să această gaură neagră să sugă și Moldova și toată regiunea în ea sau nu? Din România, din fericire, vedem ce înseamnă să fii dincoace de gard, de gard geopolitic, să zic așa. În România ne permitem să ne uităm la ce se întâmplă în Ucraina oarecum calm. Suntem în UE, suntem în NATO, nu credem că sunt șanse ca instabilitatea de acolo să se răspândească în România. Dacă nu eram în UE și NATO, cred că discutam la un moment dat, domne, se propagă că aceste mișcări, aceste cutremure se propagă de la o țară la alta de obicei. Eu cred că acum suntem după un gard în care ne permite să spunem, ok, e periculos ce se întâmplă în Ucraina, dar nu sunt șanse să absorbă România în gaura asta. De partea aceasta a gardului ne uităm către Ucraina și spunem că, ok, bun, nu se poate răsfrânge asupra noastră. Vedem totuși că Euromaidanul, ca idee, chiar în această dimineață, presa germană relata despre mici muguri de proteste care ies în Belarus și în Uzbekistan, la Minsk, de exemplu, sunt tentative de proteste aproape zilnic, bineînțeles reprimate imediat și cu brutalitate. La fel în Uzbekistan, la Tashkent, în weekend se fluturau steagurile Ucrainei. De partea aceasta nu ne afectează pe noi, dar totuși se pune întrebarea, Octavian Milevski, nu mai există nicio șansă de semnarea acordului de asociere? E absolut zero? Dacă se întâmplă ceva la Kiev, o schimbare politică, o modificare a Constituției, un guvern care eventual să fie orientat pro-Occident, cu același președinte Viktor Yanukovych, dar măcar guvernul și Parlamentul să-și asume direcția europeană, nu se mai poate face? N-aș fi categoric, deloc. De fapt, totul este posibil. Arta politicului este arta posibilului și ține totul de actorii implicați. Însă, ce poate face UE este, în primul rând, cred că, și se discută de fapt acest lucru, crearea unui grup de state foarte interesate, cu capacitatea de a investi și capital politic și financiar în relansarea relației cu Ucraina. Cred că lucrul acesta se va întâmpla, se va ajunge probabil până la un eveniment de tip summit sau convenție. Se lucrează la un consens, asta da. Că rămăsesem dator cu ce se întâmplă, am uitat parabola portavionului, crucișătorului. A fost schimbat peisajul după Vilnius și acum crucișătorul se reorientează. Cam asta ce se întâmplă, ce spune Octavian, se întâmplă acum. Se statele adaptează. Refac consensul pe noi baze. Ce s-a întâmplat cu UE că, de exemplu, baroneasa Ashton a avut întotdeauna mână mult mai liberă în sud.
fiindcă a avut cam toate statele mari și nu mai i-au acordat această mână liberă, să zic așa, de a acționa. Și ne uităm și după deplasări și așa mai departe. În timp ce pe est, state ca Franța, Spania, Portugalia, Italia n-au manifestat un interes deosebit, să zic așa, eufemistic. Acest lucru probabil se va schimba, cu atât mai mult că de data aceasta și Statele Unite sunt par mult mai serioase în a se implica. Iată, mâine, astăzi, 5 mâine, da? Nu, azi. Astăzi Victoria Nuland va fi la Kiev, unde probabil va pune... Pentru a câta oară? A doua, a treia? Pentru a doua oară. A doua. Prima dată împărțea sandwich-uri în Euromaidan. Da, bine, a făcut și alte lucruri. Totul altfel de discuții și situația chiar și în Maidan era alta. Însă, iarăși vedem... dăm peste factorul Rusia, pe data de 7 Ianucovici se duce la Sochi și acolo se va întâlni cu Putin iarăși. Nu știm care va fi, deci același între Ciocan și Nicovală, nu știu ce putere va avea Nuland în comparație cu argumentele lui Putin. Potențialul de relansare a negocierilor este mare dacă se va ști crearea unei platforme a consensului între opoziție, Maidan, Ianucovici și, chiar dacă nu-mi place să spun chestia asta, Rusia. Coborâm imediat în stradă la Maidan și la opoziție și la tot ce se întâmplă în principal în Kiev, dar și în mai multe orașe ale țării, și vreau să întoarcem crucișătorul puțin în acest moment și să ne gândim dacă acest crucișător, Cristian Ghinea, va reuși să fie întors și se va găsi un nou consens. Cine trage de cârma acestui crucișător? Și pun această întrebare pentru că în ultimele două săptămâni brusc toată atenția a început să se vireze, cum de altfel se întâmplă în multe chestiuni europene, către Berlin. Berlinul a numit un nou reprezentant special pentru relația cu Rusia, este conservatorul Gernot Erler, care nu e extrem de apreciat, dar este foarte bun cunoscător al subiectului. Germania are brusc un nou ministru de externe, pe Frank-Walter Steinmeier, care este un personaj foarte apreciat la Moscova, și din totdeauna, indiferent de conflictele și de tensiunile care au existat între Europa și Federația Rusă, Berlinul a avut tot timpul o relație foarte pragmatică și extrem de funcțională cu Moscova, de la Gerhard Schröder încoace, trecând prin cele trei mandate sau ajungând în al treilea mandat al doamnei Angela Merkel. E cheia la Berlin în acest moment, dacă Germania se implică mai mult? Da, practic sunt viziunile, să spun așa, viziunea poloneză și viziunea germană, dar ele nu sunt depărtate, pentru că polonezii au făcut un mare efort să stea în permanentă alianță cu nemții aici. Sunt foarte mulți oameni care zic, domne, nemții se înțeleg mereu cu rușii peste capul lor. Eu nu cred că se întâmplă asta. Dimpotrivă, nemții sunt niște lideri moderați. Okay, ce înseamnă a fi lider în ce privește Estul? Nu vrei să fii lider ca să te... un fel de lider de gașcă de bătăuși care vrea să se bată cu rușii permanent. Nu asta este scopul. Adică ce încearcă europenii să iasă, să scoată Rusia din logica asta bătăliei permanente. Să încearcă spre soluții câștigătoare pentru ambele părți. Rusia nu răspunde la această logică, pentru că spune că dacă vă băgați voi, dacă Ucraina semnează orice cu voi, asta înseamnă că pierdem noi. Și pierdem noi leagănul istoric. Când vorbești de leagăn istoric, nu te mai înțelegi cu europenii, pentru că ăștia vorbesc despre acorduri de liber schimb. Sunt logici foarte, foarte diferite. Ok, deci eu sunt mai puțin critic cu rolul Germaniei, pentru că Germania este țara UE necesară în Est. Degeaba fac polonezii și suedezii și românii planuri dacă Germania nu aduce greutatea politică a centrului de decizii european pe asta. Mai mult chiar, nu am văzut din partea Germaniei ca stat, că sunt unii politicieni pe acolo care au idei și învâr planul ăsta, dar că Germania ca stat nu a trădat până acum, în sensul că nu a făcut înțelegeri cu rușii
în dauna statelor mai mici. De pildă, Germania a făcut din Transnistria un subiect prin care a cerut Rusiei să-și dovedească buna credință. Au spus, doamne, suntem de acord să negociem cu voi, asta a fost discuția din 2010, negociem cu voi o nouă politică de securitate în Europa. Da? Dar uite, astăzi sunt în Transnistria. Dacă nici măcar cum să negociem un nou cadru de securitate la nivel continental, dacă noi putem să rezolvăm cu aia 1000 de soldați ruși din Transnistria, nu? Rușii n-au mai așa la asta și, drept urmare, discuțiile au fost blocate. Ceea ce mi se pare un semn foarte bun și foarte pragmatic. Ok, lucrăm cu Rusia, nu vrem să avem dușmani, o să fie Rusia un dușman permanent în această zonă. Trebuie să conlucrăm, doar că trebuie să lucrăm pe logica asta a soluțiilor win-win, câștigătoare de ambele părți și a chestiunilor concrete, să ne mai lăsați cu leagă de istoric și cu obsesii de-astea imperiale. Dacă nu dovedeți bună credință pe chestiuni concrete, nu mergem mai departe, foarte, foarte simplu. Și nemții mențin un dialog deschis cu Moscova, dar fără a face concesii, fără a le da ceva concret, până când își dovedește bună credință. Nu știu, acum, foarte mulți experți nu sunt de acord cu ce zic eu. Spun că nu, că nemții se înțeleg mereu peste capul, nu știu și nu știu ce. Ori nu se întâmplă. E mai mult, eu înțeleg îngrijorările istorice. Atunci când ai avut un pact Ribbentrop-Molotov, când ai avut o grămadă de războaie între ruși și nemți care s-a desfășurat în zona asta, e normal să fii puțin paranoic. Dar haideți să ne uităm și la ce se întâmplă mult concret. Germania nu mai este Germania de azi, nu mai este Germania aia de acum 70 de ani. Și nici Rusia de azi nu mai e Rusia de atunci. E mult mai apropiată de Rusia de atunci, din păcate. Totuși nu mai e Uniunea Sovietică, dar vreau să ajung la niște elemente destul de îngrijorătoare care pe agenda publică din România nu au fost discutate nici la nivel politic, nici la nivel mediatic, satisfăcător cel puțin din punctul meu de vedere. E vorba despre plasarea bateriilor de rachete Iskander în exclava Kaliningrad și e vorba despre testele cu rachete cu rază medie de acțiune capabile să transporte ogive nucleare, despre care a relatat presa americană, că noi am fost puțin ocupați să nu le vedem. Ce ne spune asta, legat, bineînțeles, de contextul Ucrainei, despre cum se comportă Rusia pe lângă Ucraina și cum vede toată această abordare cu Europa? E bine, exemplul pe care l-ați evocat cu Iskanderul în Kaliningrad, de fapt ne spune că Rusia a rămas aproape același actor, sau cel puțin își citește, să zic așa, existența prin prisma unei logici de joc cu sumă nulă. Iar faptul că... voi faceți un pas, fac și eu un pas și suntem tot acolo. Nu neapărat necesar, nu cu Rusia. Rusia se și spune, avem doi mari prieteni, flota și armata. Așa spun rușii. Acum mai adaugă și Gazpromul sau, mă rog, componenta energetică, fiindcă șantajează foarte mult. Nu. E greu de spus dacă Rusia a trecut și nu cred că a trecut încă peste complexul și nici măcar nu este complex, este o identitate clară imperială. În ce privește aplasarea rachetelor și efectului asupra Europei, încă nu se știe dacă sunt amplasate. Însă retorica amplasării Iskanderului, care are o rază de vreo 500 de kilometri, ne spune ceva. Deci avem capacitatea de a vă amenința. Și faptul că voi creați sau vreți să creați în accepțiunea noastră o zonă pe care noi vrem să o controlăm, vreți să ne luați zona aceasta, nu înseamnă nimic. Uitați, avem capacitatea de a perfora, să zic, zona asta de borderland. Din punct de vedere militar este foarte important și de fapt anulează câteva strategii ale unor state din zonă, cum ar fi Polonia, care merge se numește școala creată de Giedrowicz, un geopolitician polonez, care spune că noi avem nevoie de un buffer zone și de un est cu care ne înțelegem foarte bine. Ei, logica asta este anulată de amplasarea unor Iskanderuri Kaliningrad. Dar asta, dacă pot să am aici observație și mă întorc la relația România-Ucraina, că picăm și noi în aceeași capcană, când vorbim despre Ucraina, vorbim mai mult despre Rusia decât despre Ucraina. Ucraina este alt stat și cred că avem și noi nevoie urgent, la nivel de doctrină națională pentru spațiul ăsta, de ceva similar cum au polonezii. Avem nevoie de o doctrină a bunei înțelegeri cu Ucraina,
pentru că nu trebuie să ne facem că nu observăm faptul că ne ajută. Cum spunea foarte bine Vladimir Socor, nu știu cum o spune în interviul din Dilema, dar a spus-o în mod cert la forumul de la Kiev, independența Ucrainei este un bun, este un beneficiu pentru toate statele de după Ucraina, România, Moldova, Polonia, Slovacia, Ungaria. Toate aceste state au o istorie încărcată de proastă vecinătate cu Rusia. Da? Polonezii au fost prinși între Ciocan și Nicoval în toată această perioadă. Ei au fost liderii parteneriatului estic. Ei au făcut un lobby puternic în Uniunea Europeană pentru ca europenii să fie mai puțin drastici cu condițiile pentru Ianucovici. Au fost niște semnale foarte semnificative din partea Varșoviei, pe care și noi ca experți l-am resemțit, adică prelucrări, ca să zic așa, cu liderii de opinie, cu experți. Dom'le, haide să facem, este vital pentru Uniunea Europeană să avem relații bune cu Ucraina aproape fără condiții. Asta a fost poziția poloneză, pe care acum ne pare că nu a fost adoptată ca atare la nivelul Uniunii Europene. Bun, ce face România în acest context? România, dacă vă uitați pe dosarele oficiale ale acestei relații, avem fel de fel de chestiuni bizare. O datorie de la Crivoi Rog. Ne mai certăm pe nu știu ce teritorii în sud care trebuie să fie lămurite după faza cu Haga și așa mai departe. Avem niște chestiuni legitime de altfel, dar pe care nu le rezolvăm de 20 de ani. Și avem nevoie de un fel de reset. Adică ce, nu vedem pădurea de copaci? Da, evident. Adică noi vrem să ne luăm banii înapoi de la niște bani îngropați de Ceaușescu la Crivoi Rog. Serios, asta este problema României 2014 europeană, cu când Ucraina este aproape de colaps, Rusia se întoarce în forță în regiune, avem nevoie de un buffer, cum spunea Octavian. Polonia a pierdut mult mai mult decât România, să ne înțelegem. Polonia ca țară a fost mutată 300 de kilometri mai încolo. Sunt o grămadă de polonezi care trăiesc în Ucraina. Dacă ar fi o țară care are ceva de dată înapoi de la Ucraina în zona asta, atunci Polonia ar fi. Și polonezii au zis, ok, uităm de chestia asta, da? Lăsăm istoria să se odihnească, trebuie să avem această doctrină, care spunea Octavian, no matter what, indiferent de situație, noi avem relații bune cu zona aia, da? Aș vrea să punctez două lucruri exact și chiar exagerând un pic. Dacă pe Moldova a trebuit să facem mai mult tactică și orice facem este tactică, pe Ucraina e strategie. Fiindcă e un stat prea mare pentru a nu-l vedea și un stat care ne asigură din punct de vedere strategic securitatea, să zic, maxim. E paradoxal să spui că e un stat prea mare pentru a nu-l vedea și el nu se vede de la București sau cel puțin nu se vede în chestiunea importantă. Da, e adevărat. E adevărat. Ține probabil și de identitatea românească, identitatea strategică, care e undeva cantonată într-o viziune istoricizată, cel puțin a spațiului estic. Noi încă nu am trecut peste Ialta, peste Ribbentrop-Molotov, deși suntem în Uniunea Europeană. Și logica Uniunii Europene este una postmodernă. Acolo unde este importantă țara, este important teritoriul și granița, însă acestea sunt oarecum aduse la un nivel secundar, fiindcă relațiile umane, economice, culturale sunt aduse la un nivel, pe un nivel cu totul special. Ca să adaug exemplul Poloniei, uitați-vă de exemplu la Lvov, care este un oraș cândva a fost dominat de evrei și polonezi. Ucraineni au fost o minoritate de până 5%. Acum este capitala, dacă vreți, culturală și a naționalismului ucrainean. Și polonezii nu scot o vorbă. Am stat de multe ori de vorbă cu locuitori ai Lvovului, care astăzi, din a treia generație, locuiesc în Wrocław. De fapt, cei din Lvov și regiunea Lvov au fost strămutați, deportați, dacă doriți, în regiunea Wrocław și acum Wrocławul este în proporție de 80%, sunt, de fapt, acei polonezi din Galiția, din Est și marea majoritate, dacă îi întreb, vă închipuiți vreodată Lvovul
întors în, în corpul țării. Nu, s-a terminat, am încheiat capitolul ăsta. Noi vrem pace, prosperitate, am trecut peste frustrarea asta. Noi am fost prea, am trăit prea mult în, în trecut cu alea 4-5 partiții ale Poloniei ca să ne mai dorim Poloniei mari și așa mai departe. Deci a trebuit să trecem și noi peste logica asta istoricizată a citirii, a interpretării Europei de Est și să gândim mai pragmatic, să gândim la nivel de, de interese ale individului și relații umane. Și de acolo vom putea cu siguranță să ajungem și să discutăm poate și capitole dureroase și să le încheiem odată și odată cu Ucraina. Asta e important. Dacă ai chestiuni nerezolvate sau dureroase, cum spune Octavian, pe agenda, le poți discuta după ce ai o relație, le poți discuta în sensul de a le rezolva, după ce ai o relație bună cu statul ăla. Chestiunea minorităților, de pildă. Nu, de 20 de ani avem problema asta cu drepturile românilor din regiunea Cernăuți și din fostul sud al, al Basarabiei, sau sudul fostei Basarabiei, mai corect spus. Și nu se întâmplă nimic, nu niciun pas înainte. De ce? Pentru că suntem permanent pe poziție, dar, dar la joale, de faulturi. Și ei către noi și noi către, către ei. După ce le faci clar ucrainienilor care este relația strategică, ce au de câștigat și ei și din noi, după aia poți să pui la masă prietene, sau cum suntem prieteni. Hai să discutăm, să rezolvăm și problema drepturilor românilor din Cernăuți. Nu, nu înainte să, să rezolvi chestiunea mare strategică. Pe final, pentru că nu mai avem foarte mult timp, am să vă rog pe dumneavoastră, stimați ascultători, să căutați în prima pagina dosarului cine sunt protestatarii ucraineni, din ce partide fac parte sau nu fac parte, cine controlează pe cine, e subiectul cu care chiar deschide Cristian Ghinea articolul, dosarul din Dilema Veche, articolul e semnat de Angela Grămadă. Aș vrea să vă întreb însă pe final o chestiune care e destul de greu de explicat, mai ales în scurt timp, dar trebuie să o pomenim pentru că ține de jocul de forțe din Ucraina. Unde, cum și cu cine joacă oligarhii ucraineni? Pentru că ei reprezintă o cheie destul de importantă pentru, pentru a înțelege ce se întâmplă acolo. Sunt oameni ai lumii afacerilor. It's business. Unde simte că bate vântul mai, mai tare, acolo probabil vor. Dar, însă pentru aceasta trebuie create condițiile. Uitați-vă, cu câteva zile în urmă, Firtaș, oligarhul care se ocupă de transportul gazelor din Rusia, și Akhmetov au avut un, au lansat niște comunicate prin grupul lor de companii cu un mesaj, să zic, de deschidere pentru revendicările opoziției și Maidanului. Știți de ce s-a întâmplat acest lucru? S-a întâmplat fiindcă au avut, se pare, anumite probleme cu conturile din Occident și cu transferul anumitor sume de bani. Deci se face, totul este legat, să zic așa, prin politici și prin, să zic așa, printr-o influență corectă asupra oligarhilor se poate deschide, îi putem deschide pe aceștia la o mai mare colaborare. Akhmetov, de exemplu, are 50 de capete, cum se mai spune, sau 50 de, de deputați pe care îi controlează în radă. Controlează, e un păpușar de fapt în radă. E bine, aceștia 50 nu mai sunt așa de pro-Ianucovici sau aceștia pot fi și aș spune că oligarhii nu sunt principalul actor aici, însă ei sunt esențiali pentru a crea aceste breșe în, într-o evoluție, pentru o evoluție, să zic, pozitivă a lucrurilor din Ucraina. Cu alte cuvinte, perspectiva unor sancțiuni sau amenințarea cu sancțiuni, poate chiar și aplicarea undeva în culise a unei sancțiuni, două, ar putea răsturna echilibrul de forțe în Parlamentul ucrainean și propulsa un proces legislativ. Akhmetov are un conac de 36 de milioane de lire sterline în centrul Londrei. Deci e clar că copiilor și așa mai departe sunt educați și locuiesc și trăiesc în, în Occident. Deci e clar că interesele lor, să zic, cele mai apropiate de piele, îi se spune șcurnăie de, de blănița lor acolo, țin de Occident.
banii, locul unde se odihnesc, unde își petrec cele mai călduroase și însorite zile sunt în Europa. Deci sunt actori care pot, dacă influențați, pot și ei la rândul lor să influențeze evoluția lucrurilor în Ucraina. Gândul de final îi aparține lui Cristian Ghinea. Cât va mai dura situația aceasta până se va găsi o oarecare formulă de rezolvare? N-am, domnule, să știu, și dacă tot de final, mai degrabă mi-aș adresa gândul ăsta către oamenii frumoși din Ucraina, către fetele care distribuie mâncare pe Euromaidan, către sanitarii care au grijă de răniți. Respectul meu pentru poporul ucrainian a crescut foarte mult după zilele astea. Dorința de schimbare și de libertate acestor oameni, poate sunt vorbe mari, dar totuși vorbim de zeci de mii de oameni care ies la manifestații, de mii de oameni care stau acolo pe un frig năpraznic și care când îi întreb ce vor, zic că vor în Europa, zic că vor libertate, poate între unii dintre ei par irațional, isterici și nu știu ce vor, dar așa este întotdeauna când se întâmplă chestiuni de astea. Cert este că Ucraina putea foarte bine să fie ca Rusia, o țară în care libertatea este strangulată, în care câteva mii de oameni ies și aia sunt hărțuiți de poliție. Aici avem o insurecție și cred că ăsta este cuvântul cel mai potrivit, o insurecție care seamănă foarte mult cu Comuna din Paris, de pildă, sau cu alte genul ăsta de ieșiri, pentru niște principii bune. Îmi spune Aliona Germanciuc, una dintre șefele de ONG-uri de la Kiev, cărora le-am luat interviu, că nu s-a așteptat nimeni după Vilnius să aibă această forță, această energie, acești oameni. Uite că au. Într-adevăr, situația, dacă suntem așa niște experți reci și stăm la masă, are și foarte multe riscuri, riscul de implozie, riscul de fragmentare a Ucrainei, dar să nu ne uităm numai la riscuri, să ne uităm și la oportunități. La oportunitatea de a avea sute de mii de oameni, dacă punem și participarea politică, care contestă un regim mafiot autoritar. Magia Occidentului, magia modului de viață occidental care îi atrage pe oligarhi să-și crească copiii acolo, nu trebuie subestimată. Europa este oarecum demoralizată, are probleme economice și Rusia pare că are mușchi. Rusia este, de fapt, mult mai fragilă pentru că modul ei de viață nu e atractiv, pe când Europa, așa bătrână, ramolită, burgheză, mic burgheză cum este, este atractivă. Ce se întâmplă în Ucraina? Sunt foarte mulți oameni dincolo de gardul geopolitic, rămași în no man's land, în deșertul tătar, care vor să treacă și de partea asta a baricadei. Este o doiță legitimă pe care noi în România trebuie să empatizăm. Și gândul meu de final merge către acești oameni, oameni simpli ai Maidanului de la Kiev. Cristian Ghinea, Octavian Milevski, vă mulțumesc amândurora pentru că ați fost alături de noi. Aici se încheie punerea pe gânduri. Săptămâna viitoare ne reauzim cu o nouă temă din Dilema Veche. Vă reamintesc revista de azi la chioșcurile de ziare, dacă nu pe dilemaveche.ro. Iar eu, Laurențiu Colintinanu, vă îndemn până joia viitoare, ca de obicei, să rămâneți pe gânduri.